În ultima perioadă te-ai gândit la o mulțime de lucruri? Îți este greu să îți stăpânești emoțiile? Sănătatea mentală nu este ceva static. Este versatilă și se poate schimba pe parcursul experiențelor tale. Vor fi zile bune și zile proaste. Ceea ce este important este să știți că vă puteți reveni întotdeauna și că vor exista oameni care să vă ajute la fiecare pas. Iată 5 sfaturi despre sănătatea mentală pe care ar trebui să le auziți. Numărul 1. Pauzele de la serviciu și de la școală contează. Te confrunți adesea cu probleme de concentrare, stări de amețeală sau vedere încețoșată? Vă întrebați de ce vă este atât de greu să terminați sarcina pe care o aveți de îndeplinit? Dacă da, atunci chiar ai nevoie să iei o pauză. De multe ori, atunci când lucrezi continuu, uiți să îți asculți corpul. Cercetările arată că luarea de pauze în timpul lucrului este esențială pentru productivitate. Aceasta vă poate îmbunătăți energia, motivația și vă poate reînnoi concentrarea. Atunci când vă simțiți obosit, distras sau flămând, este nevoie de o pauză. Atunci când faci lucruri care te distrează și care nu îți amintesc de muncă, vei fi și mai productiv. De asemenea, este important să nu vă simțiți vinovat în timp ce faceți acest lucru. Muncești din greu și corpul tău merită din când în când odihnă. Numărul 2. Exersați să aveți un timp pentru dumneavoastră în fiecare zi. Cum a fost energia ta astăzi? Ești mai emotiv decât de obicei? Acest act de a te asculta pe tine însuți te poate ajuta să te relaxezi, să te reorientezi și să practici un echilibru mai bun între muncă și viața personală. Puteți lua o pauză pentru a respira adânc, lucru care vă poate regla emoțiile și poate avea grijă de corpul dumneavoastră atunci când are nevoie de îngrijire. Timpul tău pentru tine este o perioadă de relaxare și reflecție. Corpul tău trece prin multe în fiecare zi și, la fel ca și mașinile, are și el nevoie de mentenanță. Armonizează-te cu tine însuți și rezonează cu ceea ce simți. Nu contează dacă este vorba de o oră, un minut sau doar un moment. Învață să strecori astfel de momente între sarcinile tale zilnice. Numărul 3. Ia-ți timp pentru a aborda ceea ce te-a deranjat. Cum răspunzi atunci când ai o problemă? O ții în tine? Te plângi altora sau te trezești dând vina pe altcineva? Este esențial să învățați să o comunicați într-un mod sănătos. A identifica de unde vine conflictul este un bun punct de plecare. Întotdeauna este bine să aștepți și să îți limpezești mintea înainte de a te ocupa de ceea ce te deranjează. Desenând, scriind un jurnal sau vorbind cu cineva în care ai încredere, îți poate permite să vezi lucrurile mult mai clar. Să dai vina pe alții aproape întotdeauna nu funcționează niciodată. Ajută să le explici cu calm cum te-ai simțit în legătură cu ceea ce au făcut și să le recomanzi ce ar putea face pentru ca lucrurile să fie mai bune data viitoare. Este esențial să nu-i faci pe ceilalți să se simtă forțați să facă ceva. Nu uitați că aceste lucruri se vor rezolva în timp și, dacă le abordați într-un mod sănătos, vă ajutați și pe dumneavoastră. Numărul 4. Este bine să fii singur, dar nu singuratic. Să fii singur și să te simți singur sunt două lucruri total diferite. A fi singur înseamnă a fi fericit pentru faptul că ești singur în mod voluntar. Înseamnă să te duci la o întâlnire sau să mergi cu cortul singur, să faci lucruri fără să simți nevoia de a fi cu altcineva. Programarea unor momente de singurătate și posibilitatea de a te bucura de ele te vor ține departe de distrageri și te vor ajuta să te concentrezi pe experiențe noi. Experții au constatat că ajută la îmbunătățirea creativității și funcționării memoriei. Atunci când poți fi singur, înțelegi ce înseamnă cu adevărat să fii cu tine însuți. Când desprețuiești propria prezență, nu vei avea nevoie ca alții să o facă pentru tine. În schimb, îi vei vedea și îi vei prețui pe cei din jurul tău pentru ceea ce sunt. Numărul 5. Ai încredere în proces. Știi cât de mult ai crescut ca persoană? Poate că nu observi acest lucru, dar te dezvolți continuu. Probabil că nu mai ești același care erai în urmă cu un an și asta se datorează întregului efort și răbdării pe care le-ai depus. Nu contează dacă ești artist,
un cântăreț sau o persoană căreia îi place să facă prăjituri. Probabil ai auzit de nenumărate ori să ai încredere în proces. Este o afirmație atât de ușor de spus, dar atât de greu de urmat. Atunci când ai încredere în proces, tot ce faci este să aduci în viața ta mai multă consecvență. Îți dedici timp meseriei tale și depui tot efortul pentru a deveni cineva mai bun decât ieri. Uneori, frustrarea poate pune stăpânire pe tine. Ai putea simți că ești în impas, că, indiferent de ceea ce faci, nimic nu se schimbă sau nu se îmbunătățește, dar și asta face parte din proces. Ești mai bun și ești capabil de lucrurile pe care vrei să le faci. Simțiți că am omis ceva din această listă? Dacă da, am apreciat să ne spui asta într-un comentariu. Așa că nu ezitați să ne împărtășiți poveștile și sfaturile dumneavoastră mai jos. Dacă ți s-a părut util acest video, nu uita să apeși butonul de like și să îl împărtășești cu cei care crezi că pot rezona cu informațiile prezentate astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul Laboratorul de Motivație și să apăsați clopoțelul de notificare pentru mai multe videoclipuri noi. Vă mulțumim pentru vizionare!